Grație ca asta, gândește-te puțin, nu ne poate atinge nimeni, suntem invincibili. Putem vedea tot. Exact, exact. Ziua în oraș, facem bani prin modurile noastre și... Noaptea în club. Noaptea în club și dimineața venim și dormim aici. Ok, așteaptă puțin aici, mai am de discutat o afacere cu partenerul meu. Partener de afaceri, de afaceri, ține minte asta, de afaceri, ok? Doar afaceri. Avem de discutat altceva, dar... și o să ne întoarcem, așteaptă aici, așteaptă aici. Poate fi un de primii noștri soldați, ce zici? Ha? Probabil. Pare un... oată domesticit, poate fi... poate fi un atu viabil pentru noi. Are experiențe cu pușcăria, are experiențe cu pușcăturile, ce zici? Cred că ar trebui supus la test, poate, nu știu. Ok, ok, sigur, sigur. Am discutat cu partenerul meu de afaceri și o să te supunem unor teste, să vedem dacă ești capabil să fii primul nostru soldat din Dacia Gang. Aici la copacul sacru se va afla scrisă prima regulă din Dacia Gang. Prima regulă din Dacia Gang este că niciodată nu ameninți să trădezi Dacia Gang. Fie că spui în glumă, fie că o spui serios, e ceva ce nu se face. Mâinile sus, păturică. Mâinile sus, păturică. La copacii sacri se va face sacrificiul sacru. Nu la asta mă referam, păturică, dar e ok. La semnalul meu o face sacrificiul. Păturică, ai încălcat prima regulă sacră din Dacia Gang. F. It's over. Pe acești copaci va rămâne scrisă prima regulă. Mamă, e aici pregătar. Mă, băga mi-aș! Du-te, mă, frate, de aici. Mă oprești pentru... Pregătare, fugi, mâncați! Pregătar m-a trădat. Are un nou partener de afaceri. Da, sunt ownerul întregului oraș. Dacă e cineva în oraș care se ia de tine, rezolv. Ce dorești? Nu sunt chiar casier, dar casiera mi-a murit săptămâna trecută. Spune? O sticlă de cola. Clor sau cola, domnule? Sunt destul de diferite chestiile. Cola. Cola, ok. Imediat mă duc în spate, că momentan astea doar de vedere, nu sunt goale sticlele. Trebuie să mă duc în spate să aduc cola, ok. Ok, domnule. Se pare că n-avem cola. Ați prefera altă băutură? Ce mai aveți? Apă și un trădător care intră pe ușă. Dacă vreți să-l cumpărați și pe ăsta, că am înțeles că pleacă ușor cu altcineva. Nu sunt trădător, ok? O să vorbim despre asta puțin mai târziu. Momentan am un nou prieten. El este nou meu prieten. Jangara, așa-l cheamă. Tocmai i-a arătat magazinul meu. Domnule, nu mă împingeți, vă rog. Nu, ți-am arătat. Cum adică prieten? Păi, te-am văzut cu cineva când se fuge de poliție. Nu mă ține de mână tot, băi, da, ce trebuie? Da, urcă la mine în mașină. Este fan. Poftim? Era un fan. Fan e ăla din spate în care trag eu acum. Cum adică fan? Ăla e fan în engleză. Nu îndrept arma la mine, Speedy. Nu, știu că nu vrei asta. Spre fan am... Din nou, de asta o să-i fac fanului tău. Ok? Ok. Scuze. Domnule, dar sticla mea de Fanta? Ești dracu din magazin mai repede. Alo. Ai uitat al cui teritoriu ăsta? Hai să mergem sus, lasă cadavrul aici. Dar mi-e sete. Bro.
Asta păi tu vii așa îmbrăcat la mine și zici că vrei să faci afaceri? Păi aparențele înșeală, de ce m-aș îmbrăca ca un gangster ca să mă ia poliția? Dar n-am să te îmbraci ca un gangster, dar totuși pantaloni, te-ai uitat puțin la ei? Da, păi, am încălcat chiar, am avut o problemă, nu bă, conjugală, dar cu un partener de afaceri. Și... Alo, alo, ia vorbești în locul meu? Ia dă-i drumul de aici. Ia zis că parte e bosetar. Dă-i drumul de aici, am zis. Nu mă ascultă. Am avut o problemă cu un partener de afaceri care am crezut că mă trădează și m-am îmbrăcat foarte repede când m-am trezit. Eram puțin supărat și de asta am luat pantalonii ăștia. Da, bun, hai înăuntru. Hai să vorbim înăuntru. Fabli pe el și hai să mergem înăuntru. Adu-ți și partenerii tăi de afaceri. De vreți să știți cum se fac banii aici în oraș, să înțeleg, da? Aole, a venit și fosta mea nevastă, băgeam. Salut, nu pe tine te căutam, ci căutam un om. Aici sus, te rog. Am primit apel și am crezut că e aici. Deci, stai nu știu. Ok. Ok. El este asta e tot un om de-al tău? Da, e un partener mult mai stabil mental. Vă stați pe că ei da pastilele, da? Nu are nevoie de pastile. Nu, eu nu am nevoie. Ok, ca să revin... Dar câți oameni ai tu azi, așa, măcar să știu la cât să mă aștept? Momentan... suntem patru, să spun așa. Doi mai noi, eu și pregătar de bază. Și ca să revin, în cazul în care vom continua cu drogurile, îmi poți, adică nu îmi garanta, dar... Știți unde e toaleta? Dă-mă drumul în pula mea de aici. Dă-mă toaleta. Drumul de aici. Așa zi. Vor fi intervenții din partea oamenilor tăi pentru a încetini aceste... Nu, frate, noi controlăm nordul, înțelegi? Tot ce ține aici asta în partea de nord a orașului, aici controlăm noi. Aici se spală toți banii, aici se fac cei mai mulți bani, înțelegi? Ok, am înțeles. Noi am renunțat de mult la treaba cu drogurile. Ok, da, vreau să mă asigur ca să nu fie vreo problemă, să nu revenim din nou aici. Păi, ok, atunci o să mă gândesc încă o dată la propunerea ta și o să mai încercăm și cu drogurile puțin, o să vedem. În spatele meu se află doi tineri în care nu știu în ce s-au băgat. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Banii sau Viața! Acești doi concurenți și partenerul meu de afaceri, pregătar, vor lua cel mai mare risc pe care l-au luat vreodată în viața lor. Vă rog să vă potoleți cu bătaia! Cei doi își vor risca propria viață pentru a deveni miliardar. Încerc scuze, am luat puțină apă la bord. Pentru a deveni miliardar pe acest server. Sunteți pregătiți? Asta e întrebarea mea pentru voi. Vor dormi iarăși pe iactul acela cu foarte mulți bani? Sau vor dormi în canalul ăla cu peștii? Rămâne să vedem. Să-i numeri doar doi, nu te pun mai mulți. Doi munți din România. Am dat, da, drag, nu mai știi. Ural, Ural, nu ce Ural. Așa. Și munții... 5. Cum? Dacia Gang în colaborare cu mafia lui Șole. Pregătar face abdomen acum. Ia uite-l. Uite-l, pregătar. 50 pe braț. 50 pe braț, exact ce ziceam. Pregătar! Haide că avem planuri mari astăzi. Urcă. Dacia gang. Ultima oară acțiunile tale ne-au stricat puțin reputația Dacia Gang-ului. Ai bătut un paramedic, ai luat la bătaie polițistul, ai omorât în pumni un civil. Un pic prea extrem. Însă îmi place atitudinea ta. Crezi că e posibil să fii mai calm? Pentru că urmează o mare afacere în care poți intra. Nu știu ce să zic. Nu depinde de tine, să înțeleg. Temperamentul ăsta așa te-ai născut, nu? Da?
Păi, ei bine, ceea ce urmează e practic testul tău de intrare în gang. Dar asta cine? Este pregătar, 500 pe braț, la fel de puternic ca tine. Înțeleg că e să nu dau ea. Nu. Noi doi și în băieții din mafie, foarte important, nici în băieții din mafie să nu dai. Pentru că urmează o misiune foarte importantă. Ăsta e testul tău de intrare. Dacă vom reuși într-adevăr să facem ce ne-am propus și să nu omor niciun om din mafie și nici pe noi doi, vei fi inclus al treilea membru din Dacia Gang. Ce spui de asta? Accept. Ok, ok. Are toată lumea arme? Da, arme, da. Pistole. 700 fii cu minte, ok? Nu, să nu, nu, nu apăsa, calmează, nu apăsa, nu apăsa, nu apăsa pe trăgaș. Bun, cine dă jaco? Nu eu. Ok, 700. Mă bag eu, man. De fapt, se bagă Rob, haide să spune. Ok. Care e planul? Încă o dată planul, e prima oară, suntem novice. Uite ce-a fost pregătar. Nu pregătar. 700 tu? Pregătar, 700. 700, bravo. 700, să fac asta. Ești eliminat. Am apăsat. 700, ai picat testul. Asta a fost ultima ta greșeală. Ai picat testul, te rog să ne părășești. I'll have to ask my accountant about that. Bata gaming. Pregătiți-vă, băieți, dacă ne iese asta, toți miliardari. Ok, suntem pregătiți. Da. Cine e în bancă? Cine e în bancă cu noi? Cine e în bancă cu noi? Eu. Domnul, ce căutați? Sunt jos. Domnul, mâinile sus! Ce căutați? Ia treceți înăuntru cu noi aici. Am venit să scop banii, doamne. Da. Treci înăuntru, am zis. Treci înăuntru. O situație tristă de partea dintr-o asta. Treci înăuntru aici. Aici rămâi, la ușa asta, cu mâinile sus. Dacă vine poliția și le spui să nu arunce cu nimic toxic pentru că ești ostatic, ai înțeles? N-ar vrea poliția să omoare un ostatic, nu-i așa? Să ai grijă. Ai înțeles? Treci la ușa aici. Treci la ușa aici. Treci la ușa în fața ușii că te omor. Dai în picioare. Dai în picioare. Fă-ți treaba, suntem cu ochii pe tine. Fă-ți treaba, te rog. Veniți aici, nu stați acolo. Nu stați acolo. Da. A fost să mă asigur cu ostatic. Pregătar cu ochii pe el. Să nu te prind că te uiți în spate. Da. Static, ai înțeles? Da, știu ce am de făcut. Ok, bine, să-ți faci treaba. Ai de grijă. Da, știu ce am de făcut, domne, Bine. Unde trebuie să stau? Da, am înțeles. Nu aruncați că toxic! Doamne, nu aruncați cu toxic, nu intrați, nu aruncați cu toxic! Dacă aruncați cu orice, vă omorâm. Dacă aruncați cu orice, omorâm ostaticul și vă omorâm și pe voi. Avem ostatic! Nu sunt de la poliție. Am văzut că aveți arme și am văzut că aveți o mașină la intrare. Sunt un civil. Intră aici! Am venit să negociez. Nu aveți ce negocia, treceți înăuntru. Ba da, pentru că am văzut că aveți arme și v-am luat mașina și am ascuns-o. Acum nu aveți nicio mașină să plecați de aici, am sunat la poliție. Zi unde e mașina sau te omor. Nu vă spun. Vreau 10% din profit și puteți să plecați de aici, am sunat la poliție. 10%? Ai sunat la poliție, ești șmecher, intră noi în bancă și ne arăți cine e șmecherul? Ia zi. Nu, am venit. Așa merge treaba? Crezi că mie îmi place să negociez cu metre?
Ha? Crezi că mi-e arde de negociari? Dacă o să mă omor, dacă o să mă omor, o să rămâi și fără bani și fără viață. Da? Și fără bani și fără viață. Vedem noi cine rămâne fără viață, da? Cum te cheamă? Nu contează cum mă cheamă. Contează cum te cheamă. Ce intri tu aici la mine în bancă? Crezi că e banca ta? E banca noastră acum. E și fanul Cluj. Care a fost cu mine poliția, să știi, și n-ai... Aud pisică. Pregătar, ți-am să dai dracu legalele chiar acum. Pare că pisica aia... Pisica aia încă ne bântuie. Nu, e, e de la legale lui Pregătar, i-am să nu ia chiar acum când avem o misiune. O să am o discuție și cu tine. Nu, nu, nu găsesc nimic. Da. Și eu, și eu. Vine poliția, vine poliția. Ok, la, la poziții, băieți, la poziții. Sunt aici, sunt aici, sunt aici. În fața ușii, vino repede, vino repede. Da, 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 știu, știu, știu. O static, ai grijă ce faci. Nu dați gaze, nu dați gaze, domn polițist, nu dați gaze. Nu dați gaze, nu dați gaze. Nu împușcați o staticul. Static, nu dați, nu trageți, nu trageți, nu trageți. Avem un static aici. Nu dați gaze, nu trageți. Nu trageți, nu dați gaze. Nu trageți, nu dați gaze. Are un static, nu trageți. Omorim-o staticul dacă dați cu gaze sau trageți. Rămâneți acolo, cine înaintează, omorim-o staticul. Domnul polițist, rămâneți acolo sau vă omorâm și pe dumneavoastră. Armați, avem un static. Am venit să discutăm, am venit să discutăm. Ok. Nu intră nimeni până nu terminăm jaful. Am înțeles. Ok, și ce, despre ce vreți să discutăm? Păi, colegul, aduc ea de 30. Drumul. Dați drumul la omul ăsta nevinovat. Câți din voi sunteți acolo? Câți din voi sunteți acolo? 7. Vorbiți între voi. Alo? Pisi, 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 pisi. Domnul polițist, s-a luat și dumneavoastră legale? Cu pisica aia ce aveți? E o statică și ea? Nu, nu. Nu, nu. Nu-i cu noi. Fii pregătit, pregătar, fii pregătit, ai ridicat toată viața, ai fost la sală toată viața, fii pregătit pentru asta, pregătar. 10 ore pe zi de sală, steroizii, trebuie să bați și tu om. Scoate steroizii. Cine a deschis ușa? Ușa, domnule, ce se întâmplă acolo? Vă pot vedea, domnule polițist, vă pot vedea. Nu faceți pași, nu faceți pași. Domnule polițist, vă pot vedea. Calmați-vă, 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 vă rog frumos. Nu, deci dacă se mai încearcă o singură dată vreo chestie, omorâm-o staticul. În fața dumneavoastră. Vine pisica. Va veni pisica la dumneavoastră. Pisica, am pisica, vedenii, vine pisica. Am, e tensiunea prea mare, am început să am vedenii, văd o pisică, bă, ce e în regulă cu mine? Nu rezist în situația asta. Pregătar, vezi tu pisica asta sau am vedenii? Pregătar. O văd și eu, o văd și eu. Tremură inima, că... Cred că le simt, cred că le simt. Bă, dar n-am luat așa multă marfă, mă, dar nu... Încă puțin. Aveți grijă! Doamne, doamne, doamne! Ce se întâmplă acolo? Am zis că dacă intră oricine omor! Vezi că o să trebuie să o păsească la afară, afară, toată lumea afară! Nenorociți-le! Încă unul jos, doi la pământ, doi la pământ, doi la pământ! Omor ostaticul dacă mai încearcă cineva orice schemă, omor ostaticul. Orice mișcare bruscă și ostaticul o pățește. A trecut prin prea multe. Colegul nu mai pușa, colegul nu mai pușa. Am tras să-i sperii să nu intre. S-a terminat? Trebuie să ieșim în viață de aici? Da, da, haideți colegi. Mergi jos ostaticul, mâinile sus, ieși afară ostaticul. Ieși în fața noastră ostaticule. Haide, haide, haide. Fără mișcări bruste sau pățește. Și biletul nostru către scăpare. Mai repede, mai repede. Prin stânga, prin stânga, mai repede. Stânga. N-aveți voi, lăsați-l, lăsați-l. Lăsați-l, lăsați-l, lăsați-l. E polițistul mort. Hai. Ușor, ușor. Ușor, domnule, lăsați-l. Ușor, ușor. Stânga și dreapta. Ați ajuns până aici, n-ați vrea să muriți chiar acum, la final. Aveți grijă? Urcați repede mașina de poliție, haideți toți. Urcați, urcați, urcați. Hai, nu, pregătar, fără, hai, pregătar. Ești liber, ești liber, ostaticule. Mersi că ne-ai ajutat. Let's go! Bravo, băieți! Ziua! Concetățeanule! Salut! Salut, salut! Ce faceți, domnule, la ora asta? Uite, niște afaceri.
Dumneata, ce faci? Ce vezi de făcut, domne? Legale, mai puțin legale. Dumneata, ce faci? Pe aici o taximetrist, domne. Taximetrist? Și crezi că poți arăta orașul? Ai o experiență? Eu sunt nou prin orașul ăsta. Îți pot arăta multe lucruri. Ok, decente, indecente. Ok, aș prefera să rămânem la decente. Am un quest pentru tine și poți face niște bani foarte ușor. Sunt nou venit în oraș aici, aș vrea să fac o investiție, am făcut rost de niște bani, nu chiar legal, rămâne între noi. O locație în afara orașului de unde aș putea să... Să fac... E mică ce faci asta? Nu vă mă auzi, domnul. Încerc, scuze, îmi pierdut vocea. O locație de unde aș putea să cumpăr o casă... O locație unde aș putea să cumpăr o casă ar fi fantastic, dar într-un loc mai... Depinde unde vreți, casă. Într-un loc mai rău famat unde aș putea casă. Să... La casă la mine se întâmplă multe lucruri indecente, cum le-ai numit tu. Și aș vrea într-un loc mai rău famat, dacă se poate, să pot să execut. Nu neapărat oameni, dar să pot să execut... Fac sex de bombabele! Poftim? Fac sex de bombabele! Încerc scuze, pare să fie vârsta bătrână pe care o aveți, dar nu prea înțeleg ce spuneți. O fiu bătrân, dar ești mai sur ca mine. Poți repeta încă o dată? Fac sex babele, măi. Nu, hai să lăsăm babele cu sex din discuția asta, te rog. Ok, hai că mă uit acum să văd unde găsesc un apartament. Și totuși, cum vă cheamă, domnule, că nu v-am întrebat? Pe aici, prin noul oraș, sunt cunoscut sub numele de Răzvanes. Tu, dumneata, cam cum ai vrea să fii numit? Olof Barosu. Olof Barosu? Da. Vezi orașul din față? Da. În curând, toată zona asta și casa și totul va fi condus de Dacia Gang. Ai auzit de ei? Nu. Ei bine, o să auzi în continuare. De Noua Elveție ai auzit? Nu. Foarte bine, foarte bine. Nu o să auzi niciodată de ei. O să fie împroșcați ca și urmele alea de roți de pe trotuar. Te văd om cu experiență, om bătrân care nu s-ar da la o parte de la multe lucruri. Am să-ți ofer un mic job. Nimic special, dar ce spui de jobul de șofer pentru unii membri ai mafiei? Nu vei fi practic în mafie, dar vei fi șofer. Bine, domne, dar ați plătit, ha? Plătit, da, plătit, dar contează foarte mult statusul pe care l-ai, șofer pentru mafie. Contează foarte mult și statusul ăsta, ce zici? O să fii și plătit când o să ne mai ridicăm puțin. Momentan... Doamne, dar trebuie poate zacuscă. Am înțeles, o să fii eu și plătit. Eu fac zacuscă. Bine! Vârcolac prost, lasă-mă să discut cu el. Dă-te la o parte. Asta e pentru Sebi. Și asta e pentru membru, nu te apropia să nu te lovesc pe tine, sunt foarte supărat. Ce-ai făcut, ce-a băgat cuțitul, nu, mă? Da, nu e nicio problemă. Dar fii atent că e un vârcolac, nu e un om normal. Încearcă să-l lovești, vino, lovește-l în inimă cu sabia sau cu maceta pe care o ai, Olof. Cu maceta? Nu în inimă! Niciodată! Să nu te mai iei, șeful! Nu! De ce? Bă, ai nebunit de tot, bătrân senil, nu mai vezi bine, vezi când m-ai lovit pe mine. Ți-am zis să-ți iei pastilele să vezi mai bine, Doamne, ce bătrân senil. E ok, apreciez ajutorul. Cheamă un medic, repede. Un medic nu se cheamă ții până la el, trebuie să-l suni. Ai auzit de telefon, tataie? Ascultă, dacă ești cu mine și vrei să mergem până la capăt,
urcă în Dacia. We hope you enjoy your stay. It's good to have you with us, even if it's just for the day. We hope you enjoy your stay. Outside the sun is shining, it seems like heaven ain't far away. It's good to have you with us, even if it's just for the day.